Deocamdată e o bătălie la nivelul Bruxelles între ce să faci cu suveraniști. Doamna von der Leyen are o poziție, apropo de partidul doamnei Meloni din Italia, are o poziție cel puțin ciudată. Este, dacă vreți, o uitare a ideii de cordon sanitar. Ce spunea Bruxelles? Să facem un cordon sanitar împotriva partidelor suveraniste de extrem antisistem. Să nu votăm cu ele, să nu ne aliem cu ele. La nivel național, dacă faci asemenea alianță, ești vinovat. Doamna von der Leyen uită de acest lucru și la nivelul europei vorbește despre faptul că partidul doamnei Meloni ar putea ajunge la PP. Asta a fost un șoc pentru foarte mulți europeni. Și între noi, fiecare e și o chestiune morală. Ceea ce nu-i voie să faci național, poți să faci la Bruxelles. Adică în Parlamentul European nu se consideră că ar trebui să urmeze anumite norme morale pe care la nivel național ar trebui să le urmeze.